Autorul Nikita Danilov dezvăluie că această carte este o călătorie atât în trecut cât și în prezent, reflectând bogăția și diversitatea talentelor artistice din Iași, prin intermediul portretelor și a poveștilor din spatele acestora. Cartea explorează conexiunile dintre tradiție și inovație în peisajul artistic local. E nevoie ca artiști din diferite paliere să comunice între ei, că se potențează reciproc. Intrând în atelierile pictorilor, sculptorilor, am fost de pildă și la Ion Irimescu, la Marcel Chernoag, la București, am vorbit cu ei, am luat legătură, m-am informat, dar am mers și pe urmele personajelor lui Corneliu Baba din Odină pe câmp, am găsit-o în Iași pe femeia care i-a servit drept model. La evenimentul de lansare au fost prezenți invitați de marcă, printre care profesor universitar dr. Liviu Suhar și lector universitar dr. Radu Carnariu, iar manifestarea a fost moderată de lector universitar dr. Maria Bilașevski. Noi ne știm așa de la, oarecum de la distanță, și există o empatie între noi, empatie care ține de anvergura culturală a fiecăruia, bineînțeles, și profesională. Și n-am avut întâlniri directe, nici n-am știut că el pregătește această carte, că dacă am fi avut niște întâlniri mai de mult directe și să stăm la taclale puțin, eram în măsură să-i spun multe lucruri pe care colegii din generația nouă nu le știu. Nikita Danilov este un nume bine cunoscut în lumea literară românească, fiind distins cu numeroase premii și decorări pentru contribuția sa la cultura și literatura română. Lucrările sale reflectă o gamă diversă de teme și stiluri, cucerind publicul atât din România cât și din străinătate.